Acțiunea de dezinsecție va fi efectuată de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava până la sfârșitul lunii august. Vor fi stropite cu ajutorul unui elicopter special zonele verzi din municipiu, iar școlile și clădirea primăriei Rădăuți vor fi și ele igienizate. Suma alocată din bugetul local pentru această acțiune a fost estimată la 18.000 lei. Serviciul economic va rectifica bugetul în sensul prevederilor bugetare în vederea susținerii plății sumei prevăzute pentru această operațiune. Primarul municipiului Rădăuți, Aurel Olărean, a motivat necesitatea implementării acțiunii ca urmare a creării condițiilor favorabile în mulțiri în ritm accelerat a populației de țânțari și a altor insecte în toate zonele municipiului Rădăuți, fenomen ce creează un disconfort major populației. Suprafața acoperită de construcția municipiului Rădăuți, care se pretează la dezinsecție, este de aproximativ 500 de hectare, dar va beneficia de dezinsecție doar jumătate din această zonă. Ca și metodă tehnică de realizare a producerii, se recomandă folosirea de instalații de tip ULV, ce creează ceață rece. Una dintre caracteristicile acestui tip de ceață este și acela că se împrăștie în toate direcțiile. Operațiunea urmează a se realiza după ora 19 ora la care populația de țânțari devine activă, iar substanța pentru care s-a optat este considerată optimă pentru acțiunea de stârpire a țânțarilor. Conform instrucțiunilor, insecticidul se pretează a fi folosit la dezinsecții urbane, străzi, parcuri, piețe, arii rezidențiale, complexe de locuințe și spații comerciale și este recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Repetarea acțiunii din acest an este încurajată de rezultatele acțiunii de dezinsecție de anul trecut, când s-a constatat o scădere semnificativă și imediată a populației respective de denunători, în special în zonele cu aglomerație locativă mai mare, a informat primarul Olărean. Administrația a subliniat că pentru o mai mare eficiență a acestei activități de dezinsecție este necesară corelarea acesteia cu igienizarea și dezinsecția de către proprietari a subsolurilor inundate ale blocurilor care sunt medii de dezvoltare a populației de țânțari.